În anul ce a trecut, județul nostru a fost plasat în topul celor cu o a salariilor destul de mare, asta deși numărul de șomeri s-a menținut și el ridicat. La sfârșitul lunii decembrie erau aproape 9000 de șomeri. Salariul mediu în 2017 în județul Gorj a fost de 2100 de lei, în timp ce media salarială la nivel național a fost de 2363 de lei. Cu această valoare, gorjenii au depășit doljul care a înregistrat 2043 de lei, dar și vâlcea cu 1848 de lei. Gorjul a fost plasat printre județele cunoscute pentru nivelul de dezvoltare precum Cluj cu un salariu mediu de 2684 de lei, Sibiu și Ilfov cu o medie de peste 2500 de lei, Argeș, Timiș, Brașov și Iași care au avut peste 2200 de lei salariul mediu. Totuși, gorjul este depășit de județe catalogate ca sărace, precum Mehedinți și Olt. Analiștii spun că media județului nostru este ridicată de lefurile foarte mari din complexul energetic Oltenia, una dintre cele mai mari companii angajatori din țară.